Serviciul Salvamont România organizează în perioada 5-14 martie la Cabana Capra din Munții Făgăraș stagiul național de formare a unităților canine de intervenție la avalanșă. În cadrul acestuia, câinii vor obține brevetul care le va certifica abilitățile de integrare în dispozitivul de intervenție la avalanșă. La acest stagiu participă echipe din centrele Salvamont din țară. 20 de câini vor fi evaluați și în funcție de rezultate vor primi brevetul. Lectorul evaluator este șeful Serviciului Public de Salvamont Argeș, care va participa la stagiu cu câinele Loca, fiica lui Helios și a Dariei, care vor fi și ei prezenți. Peste 2 ani, Helios va ieși la pensie, iar locul va fi ocupat de către fiica acestuia. În cadrul serviciului, Helios va rămâne ca instructor și se va bucura de toată atenția pentru a trăi o viață liniștită. În perioada 5-14 martie, asta înseamnă începând de mâine, vom avea musafiri, oaspeți din 12 județe, pe diferite faze de pregătire. Unii cu care vin pentru brevetare, asta înseamnă că trebuie să-și obțină brevetul de unitate canină la intervenție la avalanșă. Alții vin doar pentru reconfirmarea brevetului, sunt unități operaționale care au obligația ca în fiecare an să se reconfirme. Alții vin cu căței mici la pregătire să vadă despre ce-i vorba. Deci sunt diverse faze, o să fie un dute-vino, pe toată perioada o să fim vreo 8 sau 9, iar în total undeva la 14-15 participanți cu aproape 20 de câini. Totul a plecat de la noi de la Argeș, în urma colaborării între Consiliul Județean Argeș și Departamentul Savoia, când a apărut Helios în 2013, cu care eu m-am chinuit să iau brevetul și o spun în glumă și în serios, pentru că e greu, e foarte complicat. Iar apoi am început pregătirea în Salvamont România și în momentul de față avem 14 brevete eliberate, adică sunt 14 unități operaționale în țară. Anul ăsta se prezintă alte 6, deci vom ajunge la ceea ce ziceam eu cu 6 ani când am început, că ar fi bine să avem măcar un minim de 20 de unități canine de avalanșă în țară. Dar eu sper să nu ne oprim aici, între timp m-am răzgândit, cred că avem nevoie de mai multe. În plus, având în vedere că un câine poate fi în serviciu undeva, dacă e foarte sănătos, 8-9 ani, ceea ce e mult pentru un câine să fie în serviciu, pentru că viața lor e mult mai scurtă ca a noastră. Iată că avem acum o parte dintre conductorii care au câini operațional, pregătesc căței pentru brevetarea din anii următori. Și aici, printre ei, mă număr și eu, pentru că Helios undeva, probabil că undeva în jur de 2 ani, în următorii 2 ani, va trebui să iasă la pensie, cu toate că el nu-și dorește, cum ne dorim noi oamenii, să ieși la pensie. Da. El și-ar dori să lucreze mai mult. Și cine îl va înlocui? O să-l înlocuiască. Am reușit până la urmă să am un pui din linia lui. El este la patra generație de câini de avalanșă. Tatăl, bunicul și străbunicul lui din Franța au fost toți câini de avalanșă și a reușit să facă până la urmă pui cu Dara și am păstrat o femelă care este deja la 5-a generație. Prima inițiativă de a pregăti și a forma câinii de avalanșă din țară a avut-o Serviciul Public Salvamont Argeș, iar primul câine care a participat la astfel de misiuni este Helios. La ora actuală, acest serviciu s-a extins tot mai mult la unitățile Salvamont și se încearcă să se dezvolte pentru ca fiecare serviciu Salvamont din țară să dețină cel puțin un câine pregătit pentru intervenții în caz de avalanșă.